bun găsit la o nouă ediție de One to One. Sunt Ovidiu Mita și astăzi ne întoarcem oarecum la trecut, pentru că vorbim despre folclor cu interpreta de muzică populară Monica Pârlea. Bine ai venit, Monica, în One to One. Bună seara și bine te-am găsit, Ovidiu. Vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru invitație. E o mare plăcere și bucurie să îți fiu alături în emisiunea ta. Te felicit pentru tot ceea ce faci, și îi salut totodată pe toți cei care ne urmăresc. Bine ai venit și aici îți fac o mărturisire. De fiecare dată când te prezint la vreun eveniment, aștept aplauzele pentru tine, sigur, după ce fac prezentarea. Acum urmăritorii de acasă nu e nevoie să ne aplaude, ci doar să ne urmărească. Prilej cu care le și mulțumim. Dacă vorbim despre tine, vorbim, iată, despre muzică, despre folclor, despre înțelepciunea populară, traducând așa oarecum la liber acest termen. Și în același timp mă și gândesc cam care a fost materia ta preferată în școală. Probabil muzica, nu? Muzica și limba română mi-a plăcut foarte. Hai că merg mână în mână, da, ce-i drept. Da, limba română m-a călăuzit așa la fiecare pas, încă din generală și până pe băncile liceului am fost bună prietenă cu limba română. Și dacă, iată, am pomenit de începuturi și de școală, cum a fost copilăria ta? Fă așa o incursiune în trecut. Avem cât vrem. Facem așa un scurt rezumat, nu? Copilăria mi-a fost una frumoasă, ca de altfel, cred că ca și a tuturor copiilor. Când ești copil, ești lipsit de griji, de povara, nu știu, zilelor și așa mai departe. Nu ai responsabilități. Pur și simplu te bucuri. Mama face tot, tata mama la fel. Mama face tot, exact. Cel mai tare ne bazăm pe mame în general, că așa suntem noi copilașii. Și normal că a fost o copilărie frumoasă, trăită într-o casă cu încă trei frați. Suntem patru frați la părinți. Și îți dai seama că venind dintr-o familie cântăcioasă, absolut că ne-am petrecut copilăria cântând și veselindu-ne acolo cu toții. Sunt tare curios cu cine te sfătuiai în momentele oarecum de cumpăn ale copilăriei, cu mama sau cu tata? Cu mama. Este și prietena ta, să înțeleg atunci, sau era și este în era continuare. Și este și va fi cu siguranță pentru tot restul zilelor mele cea mai bună prietenă. Știi cum e? Ca și mama nu-i nimeni. Mama e mamă, nu-i muiare, dacă absolut. Știi vorba asta din popor și mare dreptate au avut cine a spus vorba asta mare. Tata era mai rece? Nu neapărat, ci poate puțin mai sever, fiind și cea mai micuță dintre toți copiii și fată, după trei feciori, îți dai seama, a fost oarecum și dorința de a mă proteja, de a nu păți nimic, de a, nu știu, de a-mi oferi tot ce-i mai bun și o educație aleasă și pot să zic și sunt mândră de faptul că am primit o educație aleasă de la părinții mei, chiar dacă poate tata a fost un pic mai sever cu noi. E bine, știm că trebuie și puțină severitate absolut, cu copiii. Se mai spune că acei copii care, de exemplu, cresc fără tată, nu au rigurozitate în viață, iar cei care cresc fără mamă nu au afecțiune atunci când vor fi mari, au carențe în una din cele da. Două direcții. Da. Așa că iată toate bune, și ce vine de la mamă și ce vine de la tată. Absolut. Și vorbim iată de copilărie și de aducerea aminte și aș vrea să ne spui unde ai copilărit ca să știm cum să te reperăm așa din punct de vedere geografic, dar și folcloric da. În același timp. Am copilărit în comuna Ațintiș, din județul Mureș și bineînțeles reprezint zona de câmpie a Mureșului prin cântec, prin portul popular. Frumoasă zona, de altfel. Da. Frumoasă. Bogată și din punct de vedere folcloric. Bogată și din punct de vedere folcloric, dar și săracă pe de altă parte. Depinde la ce o raportăm. Da, exact, depinde. Depinde un pic. Dar să știi că am avut ce culege de pe satele din prejurul comunei, pentru că Ațintișul este o comună.
cu mai multe sate și mergând și încercând să adun așa în lada de zestre cântece sau veșminte populare, am avut ce să adun și ce învățăminte să iau de la bătrânii satelor. Iată că vorbești de bătrâni și când spui folclor, n-ai cum să nu te gândești la faptul că trebuie să-l și culeagă cineva. Ori în această idee aș vrea să faci așa ca o punte în timp și să ne spui cum era satul pe care ai început să-l cunoști și cum este satul zilelor noastre din punct de vedere folcloric și al tradițiilor pe care erau și poate mai sunt sau încă mai sunt. Unele se mai păstrează, da. Știu doar din povestirile părinților mei, pentru că eu nu am apucat foarte multe lucruri, dar îți voi spune și ce am apucat. Știu că ațintișenii erau foarte mari petrecăreți, se adunau la jocul la șură. Știu de la mama și de la tata că... Presupun că într-o șură, nu? De la sine înțeles, da. Da, se adunau și mi-amintesc că era un ceteraș vestit de undeva de la Bogata și știu că venea, nu știu dacă în fiecare duminică sau la o anumită perioadă de timp, dar știu că venea ceterașul respectiv și le cânta și ei dansau. Da, s-a păstrat mult timp tradiția. Știu că am prins când eram foarte, foarte mică, chiar zilele trecute povesteam cu mama, la un moment dat au venit ceva cercetători, nu știu dacă mă exprim bine, de prin China, Japonia, undeva din zona respectivă și au venit la noi în sat să culeagă tradiție vorbind de jocul nostru popular. Și chiar mai exista atunci pe vremea respectivă, acum, nu știu, au trecut peste 25 de ani de atunci, eram micuță, cum îți spuneam, și trăiau încă o parte din bătrânii satului și știu cu cât drag mă uitam la ei împreună cu partenerele lor de dans, deci îți dai seama și poate aveau peste 75 de ani și dansau exact jocul nostru strămoșesc de când erau ei tinerei. Te vedeai și tu acolo în horă. Și mă vedeam și eu acolo în horă și îți dai seama că, bine, nu știam eu la 7-8 anișor că o să urmez drumul cântecului, chiar nu aveam de unde să știu. Ai pomenit mai devreme că ați fost o familie de cântăcioși și te-am citat. Care a fost antecesorul care oarecum a avut tangențe cu acest domeniu pe care, iată, și tu îl urmezi? Mama. Ea era cântăcioasă. Da. Ea cânta și în casă? Ea era... cânta și în casă, da. Așa și la figurat, așa... cum știm noi că e vorba respectivă? Nu. Îmi place să spun că cei care mă întreabă de când cânti tu, din burta mamei îmi place să spun, pentru că mama m-a purtat în pântecele ei și îmi cânta și atunci, clar, și am crescut cu cântecul ei. Ea cânta foarte mult, o îndrăgea foarte mult pe Mariana Drăghicescu. Și chiar dacă nu era din zona noastră, că era din zona Banatului, dar îi plăcea foarte mult și să știi că primele mele cântece, acele au și fost din repertorul Marianei Drăghicescu. Deci de la mama mea a moștenit și ea a urmat oarecum nu neapărat cursuri, ci a participat la câteva concursuri de gen. Cântarea României era atunci. Celebră, da. Exact. Și știu din spusele ei că a câștigat locul întâi, dacă nu greșesc, la faza județeană și urma să o ducă la București. Dar s-a oprit drumul ei. Dacă mai mergea, probabil ajungea la doamna cu calul, adică la tezaur folcloric exact. La un moment dat. Cu siguranță că ajungea, pentru că mama încă are glas, mama își folosește glasul la Sfânta Biserică, pentru tocmai că este cântăreț bisericesc. Da, oarecum urma să te întreb dacă își pune în practică talentul și în biserică. S-a oprit, îți dai seama, în momentul în care s-a căsătorit, am venit noi pe lume și normal că a ales să îmbrățișeze familia și a pus punct carierei. Dar întotdeauna îmi spune că mă vede pe mine prin ochii. Absolut. Da. Prin ochii, da, exact. Cine ți-a spus prima dată că ai voce și mai mult decât atât și ureche muzicală, că ăsta e un tandem fără de care nu putem vorbi de un cântăreț?
și voce, calități vocale, dar și să auzi bine, pentru că degeaba ai calități vocale bune așa dacă e. Nu te ajută urechea. Să fie tot pachetul. Da, un ansamblu, un ansamblu. Da, un ansamblu total, da. Fără tot pachetul chiar nu când, poți să când faci. Când ai auzit că ai fi demers pe calea asta? Depinde. Clar că am auzit încă de la grădiniță, pentru că eram cea care ieșea trei pași în față și educatoarea mă punea și cântam solo, adică singurică. Și tot așa, mama noastră, pe toți frații, ne-a învățat primul meu cântec, a fost o bătrână într-o gară. Deloc un cântec ușor, un cântec greuț pentru un copil de grădiniță. Iar mai apoi... mi-aduc aminte că pe clasa a noua, când am intrat la liceu, vorbind așa mai după ce am crescut, profesorul meu de desen și muzică, așa era atunci, da. Pe vremea respectivă, artele la comun. Da, exact, artele la comun. Și cântând, de obicei cântam imnul României în clasă și cântând imnul m-a depistat așa dintre toți, ok, ce voce se aude aici, ia să vedem. Și ăla a fost factorul declanșator care te-a făcut să mergi înspre muzică sau nu. Încă era o joacă, muzica pentru tine? Era încă o joacă, da. Clar că și mama mea, având glas, având ureche, m-a auzit, copilă, tu trebuie să faci ceva în privința asta pentru că ar fi păcat. Și întotdeauna zicea să nu faci ca mine, să nu faci ca mine, tu trebuie să continui. Deci normal că am avut... am fost împinsă de la spate. De și către... foarte important când ești la frage de pruncie să fii împins spre o direcție bună. Da, și mi-aduc aminte că mama îmi doinea foarte frumos și mie mi-era o ciudă de nu mai puteam, mama, eu de ce nu pot, bine, eram micuță, 12-13 anișori, mama, eu de ce nu pot să fac floricelele astea ca tine? Melismele, exact, floricelele astea, melismele astea, nu știam eu că se numesc melisme. Floricelele astea, mamă, dar cum le faci, dar explică-mi cum vin din gât. Eram foarte curioasă, să-ți dai seama, mama îmi spunea, lasă, mânicuță, că o să ai răbdare, că toate la timpul lor o să vină. Am știut și eu că, exact cum ai zis, am avut și ureche și am știut și eu că am glas. Dar mergând la un spectacol trimisă de domnul profesor de muzică și desen, am fost la un spectacol prima dată pe scena Casei de Cultură de la Luduș și acolo m-au luat așa în vizor cei care se ocupă de ansamblul de la Luduș, ansamblul Ardealul, doamna Mariana și domnul Petre Pop, ei m-au luat sub aripa lor și au spus, copilă, tu de astăzi vei fi ești cu noi, da, vei fi cu noi, ai un glas foarte frumos și te vrem în echipa noastră. Și ai primit doi de da și iată. M-au luat în așa sub aripa lor și, bineînțeles, m-au învățat ce au știut ei să mă învețe, dar ulterior am dat în clasa a 10-a peste un profesor chiar de muzică, domnul Pop Cornel, și cu el am făcut primele mele ore de canto și poate, el cu siguranță a fost cel care mi-a spus, Monica, faci foarte bine ceea ce faci, continui pe drumul ăsta. Alături de el am și participat la primul meu concurs de muzică populară. Deci, cu ajutorul lui, să zic așa, că am deprins un pic mai mult din ceea ce înseamnă muzica populară. Multă lume apucă pe un drum și apoi constată că are nevoie de o reconversie și te-aș ruga să ne spui cum de ai rămas la folclor și poate nu te-ai dus înspre un alt gen muzical. Povestea e lungă. Sincer, eu mi-aș fi dorit foarte tare să adopt genul, un alt gen muzical. Mi-a plăcut și am cochetat dintotdeauna cu muzica ușoară. Doar că, nu știu, poate de pe vremea respectivă știam deja că e foarte greu să intri pe nișa asta. Nu se deschid atât de ușor ușile, drumurile în muzica ușoară românească și atunci am îmbrățișat muzica populară. Nu
spun nicio secundă că regret că am făcut treaba asta, sub nicio formă, nu regret. Mai cochetez cu muzica ușoară ori de câte ori am ocazia și pe la evenimente. Confirm, confirm. Și mi-e tare drag să cânt și muzică ușoară. Și dau așa din casă, am și încercat să particip la diverse concursuri de gen, acum recent și anul ăsta și acum câțiva anișori, dar pur și simplu nu. Deci pentru folclor, lasă. Da. Da, știi cum e, eu încerc norocul. Da, sunt pentru folclor și iubesc ceea ce fac, să știi, vede, toată ființa se vede, mea. Se vede. Iar noi suntem live pe One to One, Ovidiu Mita, iar acest material cu Monica o să îl puteți vedea și pe canalul nostru de YouTube, One to One, și de asemenea pe canalul nostru de Spotify, One to One by Ovidiu Mita. Și mă întorc la tine, Monica, să te întreb ce înseamnă pentru tine folclorul. Cum îl simți, cum îl vezi, cum ar trebui să fie în viziunea ta? Folclorul, din păcate, așa o spun cu tristețe, în ultima perioadă, în ultimii ani, s-a cam, nu știu, au cam uitat oamenii ce înseamnă folclorul ăla tradițional. Când spui oameni, la cine te referi? La cei la care îl consumă general, sau la cei care la cei îl oferă? Care consumă, la cei care consumă, dar știi cum e? Mai întâi noi oferim și atunci omul îi aproape obligat să guste. E un cerc vicios, da, iată. Da, da, e un cerc vicios. Noi ca artiști trebuie să avem grijă ce livrăm publicului. Automat că dacă îi livrăm un produs, nu știu, care nu-i tocmai folclor 100% autentic, omul gustă respectivul gen. Dar că dacă ți se pune pe tavă, doar mănânci, nu? Ți se pune pe tavă, exact. Și în această lume, oarecum caracterizată de material, mai poți fi autentic sau este ușor să fii în continuare autentic sau poți să faci rabat de la autenticitate foarte ușor în această lume și în aceste vremuri caracterizate de material, capitalism, viteză, cantitate? Eu personal țin foarte mult la autenticitate. Ceea ce ține de repertorul meu în muzica populară este foarte autentic. Adică mă lupt și îmi dau toată silința ca ceea ce aduc în fața publicului, din nou, mă repet, pe partea de folclor. Pentru că, știi bine, eu cânt și alte genuri muzicale. Și atunci adopt și alte stiluri muzicale, inclusiv la evenimente, dar am ales, deci e o alegere, am ales să aduc în fața publicului ascultător și alte genuri muzicale care să-mi aparțină de asemenea tot mie, linie melodică, text și așa mai departe. Dar ceea ce ține de folclor, mă străduiesc, mă lupt, mă zbat, să aduc numai cântece unul și unul autentice din zona pe care o reprezint, la fel și costumul popular. Țin foarte mult la costumul popular să fie cel din zona pe care o reprezint, nu să, știu eu, să mai facem mici... Mai sunt care cântă poate zona de, nu știu, zona de, nici nu știu, Mureșul inferior sau superior, să zic, și poate au un costum de... Câmpie, exact, cum ar fi de eu navă. De câmpie să mă duc cu un costum de Mureșul superior. S-ar vedea automat discrepanța între cântece și costumul pe care îl port. Nu trebuie să fii mare specialist, să-ți dai seama că nu se pupă cele două. Eu mă străduiesc atâta cât ține de mine să duc folclorul mai departe. Și bine faci. Cât ține de mine, știi cum e. Te susținem. Te susțin și urmăritorii tăi și iată că vin mesaje de încurajare de la Cristina, de la Sorin și de la Maria. Te felicită, îți doresc spor în tot ceea ce faci. Vă mulțumim tuturor pentru mesaje și vouă celor care sunteți cu ochii pe noi la această oră. Dacă este să vorbim despre tine și despre debutul tău, cam care a fost așa prima apariție oficială în care ai simțit freamătul publicului, în care ai simțit și emoția care poate te-a făcut să ai stomacul în gât, cum se spune? Tocmai ce-ți spuneam, că am avut primul meu spectacol la Casa de Cultură din Luduș. Mi-aduc aminte
ca și cum ar fi fost ieri. Aveam 14 anișori, eram pe clasa a 9-a și am cântat de 1 decembrie. Și am cântat sus, 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 la munte sus, un cântec greu, foarte greu, a capela. Deci fără acompaniament, fără ajutor din partea, știu eu, unor instrumentiști. Și greu a capela. Da. Și acolo am simțit emoție, nodul în gât. Simțeam cum mi se taie respirația, cum mă lasă genunchii. Și aplauzele au fost pe măsură, să știi. Automat, cred că atunci când vezi că oamenii primesc cu atâta căldură ceea ce le-ai oferit tu, eu am știut din clipa aia, eu asta vreau să fac. Atâta bucurie și emoție și împlinire și toate adunate așa într-un frumos buchet duc la satisfacția care îți spune, ok, faci bine ceea ce faci, du-te mai departe. Dar na, vine cu de toate acest drum. Absolut. Că nu e simplu întotdeauna și ușor. Și dacă spuneai că prima ta apariție a fost cu această piesă legată de Iancu, despre prima piesă a Monicăi, când putem vorbi? Acum. Hai să punem așa, cu un postit undeva într-un an și un anotimp. Da. Așa că derulăm din nou timpul. Da, derulăm. Derulăm în anul 2012. Atunci am făcut primele mele înregistrări. Și știu că am avut așa un calup de trei cântece pe care le-am primit de la bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, și două dintre ele, și unul din cântece le-am primit chiar de la doamna Mariana Pop, cea care m-a luat sub aripa ei când aveam doar 14 anișori. Au fost acele înregistrări făcute cu Orchestra Jidvei România, o mândrie și o bucurie pentru mine că am putut să am primele mele înregistrări cu Orchestra Jidvei. N-a fost lucru puțin pentru mine, a însemnat o împlinire uluitoare și o satisfacție. Și acum am emoții când vorbesc despre asta, pentru că mi-aduc aminte, știi, derulând așa timpul, mi-aduc aminte cât de frumos și cât de bine m-a primit atunci maestru Stelian Stoica. Din nou vorbim de un om la trecut, Dumnezeu să-l odihnească. A fost un om extraordinar și pot să zic că a fost unul din oamenii care m-a încurajat și care m-a sfătuit și care mi-a dat un imbold atunci, în 2012, când am înregistrat cu el și cu Orchestra Jidvei România. Ai vorbit atât de frumos despre Orchestra Jidvei România. Mai dă-ne două exemple de orchestre despre care pot spune toți folcloriștii care vrea să cânte. Păi uite, următoarele mele cântece le-am făcut cu maestru Ovidiu Barteș. Cluj. Din nou un maestru al viorii. De la Alba trecem la Cluj. Da, un adevărat profesionist și cred că multă lume tânjește la a avea piese făcute de dumnealui. Și eu sunt fericită că am 4 piese făcute cu el. Eu am făcut așa, să știi, cu mai multe orchestre. Cântecele mele sunt în număr de 14. Și la cât mai mult? Doamne ajută, Doamne ajută. Am ales să fac așa cu mai multe orchestre. Deși în momentul în care va trebui să aduc în fața publicului un compact disc, voi fi nevoită să o iau de la zero și să înregistrez cu o singură orchestră, dar nu e nicio problemă. Ca să fie totul liniar. Da. Să... Și îți dai seama, Ovidiu, vocea mea de acum 10 ani nu mai este aceeași și atunci e un lucru bun, zic eu, pentru că lumea poate să audă vocea mea de actuală, acum. Exact, da. Exact. Atunci eram doar o copiluță, să zic. Mai. Asta înseamnă evoluție, să ne uităm la trecut și să constatăm că am ajuns altundeva mult mai în față. Iată, ai vorbit de cele 14 cântece. Le putem analiza așa în mare, despre ce vorbesc ele, care este leitmotivul pieselor tale. Da. Da. Am ales diferite teme despre
nu știu, despre părinți, am făcut cântec despre părinți, despre jocul nostru din sat, cântece satirice, am două cântece satirice care mie mi-s foarte, foarte dragi. Pe cine luai peste picior în piesele? Chiar pe mine. Autoironia e bună. Autoironia. Se spune că este caracteristică omului inteligent. Să știi că eu mă hrănesc cu autoironia. Crede-mă. Îți spun cu mâna pe suflet. Mie îmi place foarte mult să fac așa haz de neca sau mișto de mine, știi? Adică mă simt bine făcând asta și nu am o problemă, chiar deloc. Despre țara noastră, despre România, am un cântec, nu uita că ești român, extraordinar de frumos. Am un cântec cu mama mea pe care recent l-am adus. O să adus, vorbim și despre, despre el. L-am adus în atenția publicului. Despre tinerețe, despre satul meu, despre... nu știu, despre viața mea ca artist oarecum și la modul că toți avem locul nostru sub soare. Oh, da. Și loc este pentru fiecare, deci nu trebuie să ne îngheoldim și să ne punem piedici că este loc, mulțumim lui Dumnezeu. Și mai am încă o melodie pe care încă n-am reușit să o aduc în fața oamenilor, dar urmează, sper, anul viitor. Îi în cuptor, cum s-ar zice, de vreo 2 ani jumate, cred că, și crește încă bine, nu am reușit, deci e gata, e finalizată, doar că nu am reușit să-i fac videoclip și am făcut-o exact în perioada pandemiei. Și oarecum tema respectivului cântec e despre cât de ușor se poate schimba omul. Știi, am avut multe întâmplări așa în viață, care oarecum m-au, nu neapărat că m-au rănit, că nu-i vorba de rănit, dar am văzut că unii oameni se pot schimba la 180 de grade, știi? Și am făcut așa o piesă despre cum se poate schimba omul. Azi ești prieten, ești bine, ești și... Sunt și oamenii precum vremurile într-o continuă tranziție. Da. Și iată, am vorbit de teme, de temele cântecelor tale. Ei bine, cele 14 cântece, în ce subspecie ale folclorului le-ai încadra? Avem și de joc, avem și... De joc. Mai lente. Purtate, de-a lungul, da. Ciardaș, la noi se cânta, să știi, în Ațintiș foarte mult Ciardaș. Da. Majoritatea mis de joc. Majoritatea mis de joc. Dar da, purtate de-a lungul, ceea ce-mi lipsește din repertoriu și ard așa de nerăbdare să vină și treaba asta, o doină. Aceasta îmi lipsește. Care să fie proprie și personală. Greu, deci, genul ăsta. Foarte. E foarte greu și, sincer, nici nu am găsit în atâta timp pe cineva care să-mi compună o doină și care să fie de la mama ei, adică să nu, mă înțelegi, nu am găsit deocamdată pe nimeni. Dar probabil că tot timpul va fi cel care îmi va scoate în cale omul potrivit. Rămânem la piesele tale și te-aș întreba cine ți-a făcut textul la ele? Păi să știi că multe lume. Pentru că, la fel cum îți spuneam, că au contribuit mai multe orchestre la melodiile mele, pentru că nu le-am făcut cu aceeași orchestră, automat și textele le-am făcut cu mai mulți oameni în domeniu care se pricep la a scrie texte. Ai avut așa adnotări? Am avut nu e bine mici acolo, început. Hai că da, sigur, sigur, modificăm. Sigur. Da. Și am încercat chiar eu să scriu. Dor cu drag sau chestii de genul ăsta. Da, sigur, sigur. Păi cred că, na, fiecare până la urmă... Vrea să-și pună amprenta. Să-și pună un pic amprenta și dacă simte că nu-i bine, ok, aici cred că n-ar merge cuvântul ăsta, parcă nu-mi place, hai să-l schimbăm, da, și nu. Nu a existat niciodată problemă de ce îmi schimb textul, că așa l-am făcut eu, nu. Am colaborat pe partea asta de texte cu Andrei Romanică,
chiar la începuturile mele, iar mai apoi am colaborat la foarte multe, la marea majoritate a pieselor cu doamna Maria Anuța de la Bistrița, o femeie extraordinară, cu o minte extraordinară. Trebuie doar să-i dai tema, două cuvințele și în secunda 2 ai textul scris. E ceva fenomen pentru mine, doamna Maria. Am mai colaborat cu doamna Elena Călian de la noi de aici din Mureș. Și cred că mă opresc aici. Text și apoi muzică sau invers? Depinde. Depinde. Uite, ultimele mele înregistrări au fost făcute la Alex Hatva, la Cluj-Napoca. Și Alex procedează și în felul ăsta. Mai întâi textul și apoi el croiește o linie melodică în funcție de mesajul piesei, știi? Dar la celelalte, cu celelalte orchestre aveam deja linia melodică și mai apoi am pus și textul. Cred că e mai greu să devii cunoscut astăzi în muzică populară. Sau dacă nu e așa, pot să mă contrazici. E greu. E chiar greu. Poate nu mai, cum să zic, nu ne mai ajută atât de mult, nu neapărat, ca să nu fiu înțeleasă greșit, ne ajută televiziunile, dar foarte multă lume nu știe că tu, ca să mergi la o televiziune, trebuie să plătești o anumită sumă. Pe mine foarte multă lume, să știi, nu doar o persoană, foarte, foarte mulți oameni mă întreabă câți bani primesc dacă m-am dus la acutare în emisiune, la televizor. Și spun, nu, eu am plătit. Cum adică tu ai plătit? Deci, noi ca artiști, eu m-aș bucura foarte mult, mai sunt încă, și mulțumim lui Dumnezeu și oamenilor și televiziunilor care primesc artiști fără să fie remunerați pentru prezența noastră în emisiune. Dar astea sunt mai mult televiziunile locale și radiourile și așa mai departe. Dar noi ca artiști trebuie să investim extraordinar de mult și nu sunt sume micuțe. Știi că toată lumea, de ce nu vine așa, de ce nu vine piesă? Uite, ăla scoate lunar sau ăla face așa, tu de ce nu faci? E o investiție continuă în meseria noastră. Și normal, nu întotdeauna îți permiți. Adică mie îmi place întotdeauna să mă întind exact cât mi-i plapuma. Nu mai mult, că mi-i frig la piciorușe și nu-i bine, știi? Dar, revenind la ceea ce m-ai întrebat, e greu. E foarte greu să fii cunoscut. Ne ajută, pe de altă parte, ne ajută partea asta de online. Și, na, îi bine și nu-i bine, depinde cum vrem să o privim, la fel. Este o rampă de lansare cântatul la nuntă? Folclor la nuntă? Este. Eu zic că este. Ziua de azi? Da, eu zic că este. Marea majoritate a oamenilor mă cunosc la evenimente, mă solicită mai apoi la evenimentele lor. Și da, de multe ori se întâmplă să fie, știu eu, un eveniment cu 500-600 de persoane. Poate mă cunosc doar 50 din oamenii ăia sau au auzit de mine, poate numai în ziua respectivă. Dar mai apoi știu de mine și să știi că am avut la unele evenimente oameni care au spus: doamna Monica, nu v-am cunoscut, nu ne-a plăcut muzica populară niciodată, dar atât de frumos ne-ați servit-o, încât eu de astăzi voi asculta muzică populară. Adică, știi, asta e lucru mare pentru un artist, să ți se spună un asemenea lucru. M-a bucurat să știu că oameni care niciodată n-au iubit sau pur și simplu n-au ascultat în casă muzică populară, să spună că de astăzi, înainte, datorită ție, eu voi asculta muzică populară. Și apropo de nunți, se mai joacă la nunți? Eu parcă am observat un fenomen îngrijorător când vine vorba de acest aspect. Parcă tot mai puțină lume știe sau vrea. Suflet, sunt total de acord cu tine. Nu se mai joacă, din păcate. Se joacă, dar foarte puțin și pe alocuri. Sunt evenimente la care cântăm de joc, pentru că mie îmi place să cânt de joc, adică sunt popularistă, doamne, ar fi culmea să nu-mi placă să cânt de joc. Dar se întâmplă de foarte multe ori să iasă poate doar
4-5 perechi sau poate 2 perechi. Și atunci ești nevoit, adică va câștiga majoritatea, pentru că nu poți să cânți joc o jumătate de oră și să nu-ți joace nimeni. Sau mi-e mai mare dragul când văd tineri care știu să joace. Lucru mare, să știi. Și se întâmplă. Nu foarte des, dar se întâmplă și mă bucură enorm când văd tineri care nu uită de tradiția noastră. Sper din suflet să, totuși să nu dispară fenomenul ăsta, știi, de a ști juca. Mă gândesc că tot așa și ei, din moș strămoș, de la părinți, de la bunici, iubind ei folclorul, clar li s-a înrădăcinat și lor iubirea pentru folclor, pentru tradiție, pentru jocul popular. Mi-e teamă să nu dispară cu totul, sper și îmi doresc să nu dispară. Știi cum e, noi ca folcloriști ne dăm silința să și facem în așa fel încât și eu pe fetița mea, nu? Să o învăț să joace, să ducă tradiția mai departe, da? Acum, depinde foarte tare de ceea ce are fiecare acasă. Fără discuție, familia este cea care îți imprimă așa o direcție și inclusiv da, în aceste drum, aspecte sigur. E valabilă povestea. Da. În domeniul tău, ca și în celelalte domenii, cred că nu este tot drumul presărat cu flori și nici nu curge lapte și miere în fiecare zi. Ori, ținând cont de aceste realități, ai avut momente mai dificile când poate ai spus că gata, e de ajuns, pun arma jos, pun microfonul jos. Gata, niciodată nu am spus. Deci niciodată n-am ajuns în punctul în care să, nu știu, să mă dezamăgească meseria mea într-atât de mult încât nu să meseria spun, ta, poate atitudinea altora. Nu. Am învățat, dar bineînțeles tot prin experiență, că nu prin altceva. Prin tatonare. Da, am învățat să nu plec capul și până la urmă orice piedică pusă nu trebuie să o luăm, știi, în nume de rău. Nu. Am învățat să nu pun la suflet. Am participat la foarte multe concursuri în țară. La marea majoritate de la noi din țară, la peste 36, cred că le-am numărat și știu, 36 de concursuri. M-au călit extraordinar de mult. M-am învățat cu scena, m-am învățat cu publicul, m-am învățat cu emoția și m-am învățat cu dezamăgirea. Pentru că nu întotdeauna am venit cu un premiu acasă, pentru că nu întotdeauna am câștigat locul meritat și atunci cred că și treaba asta m-a ajutat. Pe de altă parte, știu exact unde mi-e locul, îmi cunosc exact valoarea mea ca și artist și asta te ajută în a nu pleca ochii în jos și a-ți vedea frumos de drum. Da. Nu e simplu întotdeauna și exact cum îți spuneam, mai primești câte o piedică, mai primești câte o, nu știu, auzi vorbe grele, urâte despre tine și poate sau în 100% dintre cazuri neadevărate. Dar noi oamenii suntem învățați și obișnuiți să aruncăm cu piatră în om, că așa suntem noi învățați, nu știu de ce, poate așa e poporul român, nu știu dacă alte popoare fac treaba asta. Dar mie îmi place întotdeauna dacă aflu ceva de un om să-l întreb și abia apoi, știi? Deci sunt multe, multe se întâmplă în meseria noastră. Se aruncă des cu pietre în brațele voastre? Da, foarte des. Voi între voi? Da. Da, și noi între noi, bineînțeles, Ovidiu, sigur. E vorba de invidie, e vorba de frustrări, de ce nu? De ce XYZ a ajuns mai sus sau știu eu, nu știu. Eu niciodată n-am râvnit la ce are un alt coleg, n-am râvnit la succesul colosal, mă bucur de tot ceea ce am până în momentul de față. Cred că ai și răbufnit la un moment dat pe Facebook. Am răbufnit de mai multe ori, am răbufnit, da. Poate greșesc, poate nu, unii zic că am greșit, unii zic că nu am greșit, acum fiecare din ce punct de vedere privește problema. Mai răbuvnesc, da, uneori, pentru că mă supără unele lucruri care nu ar trebui spuse.
știi? Și atunci răbuvnesc și mai clocotesc exact așa ca apa care fierbe și pur și simplu nu mai pot și spun și mă liniștesc și... Te liniștești și plângând la astfel de situații? Da. Te descarci? Plâng mult, da. Eu sunt o plângăcioasă. Da, și recunosc. La propriu, nu doar la figurat. Da. Plâng, da, mă descarc. De obicei, ăsta mi-e felul. Am o problemă, mă descarc prin plâns. Am o durere, mă descarc prin plâns. Am un dor, mă descarc prin plâns. Când ai plâns ultima dată? Acum, cred că de 2-3 zile. Da, iată o fire sensibilă. Foarte. Cele rele să se spele, cele bune să se adune. Doamne, hai să, să ne întoarcem la cele bune, nu-i așa? Pe cine consideri un interpret sau rapsod sau solist de muzică populară modelul în cariera ta? Of, sincer, model nu sau cred. Sau poate că la plural, dacă sunt nu mai mulți. Nu am stat să analizez și niciodată nu m-am dus oarecum sau n-am avut idoli, mă înțelegi? Adică, na, nu știu, să mă iau după un anumit artist. Am învățat de micuță că trebuie să am identitatea mea proprie, să nu copiez pe nimeni, dar da, au fost oarecum câteva nume de la noi din oraș, cu care eu am crescut, pe cântecele cărora am crescut, Leontina Pop, doamna Dorina Oprea, care mi-a fost și profesoară la Școala Populară de Arte. Ele două pot să zic așa că au fost două dintre emblemele muzicii populare de la noi din Mureș și femei pe care eu le-am îndrăgit încă de micuță. Cu cine ți-ar plăcea să faci un duet la un moment dat? Un duet? Dintre cele două doamne? Ei, sau din tot în general? Ce înseamnă folclorul? Vai, Doamne, dar cu câți? Că din Ardeal. Trebuie o listă. Sau din Ardeal, poate și din afară. Mi-ar plăcea foarte mult cu Aurel Tomaș să fac un duet. Nu cred că ar fi imposibil. Nici eu nu cred, dar nici n-am îndrăznit. Știi cum e? Adică, na. Deși copilul dacă nu plânge, dacă nu plânge, primește... Exact, deci trebuie, da. Mi-ar plăcea foarte mult. E una din vocile pe care eu le admir. Și totodată omenia, omul Aurel Tomaș, e un om extraordinar. Nu am spus niciodată, dar... V-ați intersectat așa? Nu le-am intersectat niciodată, să știi. Personal, nu am avut ocazia să îl cunosc. Dar nu se știe niciodată. Uite, poate audă emisiunea asta și... Nu e timpul pierdut niciodată. Se poate trăi din muzică în România? Se poate. Și aici mă refer la folclor, căci dacă este să ne referim la muzica pop, unde se câștigă sute de mii de euro, acolo clar... Deja despre o altă dimensiune. Se poate, da, fără da. Discuție. Aici ne raportăm strict la folclor. Se poate trăi exclusiv din folclor în România, în Târgu Mureș? Exclusiv nu. Pentru că nu, eu trăiesc din folclor, dar și din evenimentele private pe care le am. Dacă ar fi să trăiesc doar din folclor și să cânt doar folclor, crede-mă că aș avea foarte mult de pierdut. În sensul că... Nu ai mai fi contractată la exact. Evenimentele private? Eu așa zic. De ce deci... îți spun asta? Mi se întâmplă de foarte multe ori sau marea majoritate a celor care mă contactează pentru un eveniment privat, poate nu m-au mai văzut în elementul meu la o nuntă și să știi că foarte des mi se pune întrebarea, cântați și altceva în afară de muzică populară? Știi? Deci, sau am avut... Nu știu, la începuturile mele cântam doar muzică populară, clar. Acum, nici nu știu, cred că 10-11 ani am de când am început să cânt la evenimente și cântam strict muzică populară. Și dacă spuneam că da, cânt doar muzică populară, erau care renunțau, clar. Ăsta să fie compromisul pe care trebuie să-l facă artistul de folclor? Dacă vrea să îmbine utilul cu plăcutul? Pentru mine, din nou vorbesc strict de persoana mea, pentru mine nu e un compromis. De ce spun asta? Iubesc să cânt
orice gen muzical. Deci orice gen muzical. Îmi place să îl adopt la evenimentul la care sunt prezentă. Și pentru mine nu e un compromis, să știi, deloc. Poate înseamnă compromis pentru cei care niciodată n-au făcut sau n-au cântat un alt gen muzical și o fac strict de dragul de a avea 2, 3, 7, 10 nunți în plus pe an. Asta e poate o diferență, știi, o mică... Eu o fac cu drag. Și populară, și etno, și blues-uri, și muzică ușoară, și absolut de toate. Și chiar le cânți foarte bine, adică te prind toate. Este importantă imaginea în folclor? Foarte importantă. Sigur că da. Ori mergând, cât de bine te prezinți, nu? Mergând pe acest considerent, ești mai puțin popular dacă ești prezent pe rețelele de socializare? Nu văd. Nu vezi nicio inadvertență între folclor și... Nu, absolut deloc. Nu, chiar nu. N-am sesizat nicio... Sincer, nu. Ba dimpotrivă. Cred că mă ajută. Cum te promovezi? Pe ce medii? Cel mai mult online. Care merge mai bine? Care rețea? Facebook-ul. Cel mai bine Facebook-ul. Dar în ultima perioadă să știi că și YouTube-ul a început să miște. Dar tot așa, deci lumea trebuie să știe cu bănuți că nimeni nu îți dă așa, hai că ești, ai o melodie frumoasă și o ai ție, nu știu, îți facem la vizualizări de... Nu, tot cu bani. Totul se învârte în jurul banului, că asta e problema. Pe mine asta mă doare cel mai tare, știi, ca și artist. Pentru că totul se învârte în jurul banului. Dacă vrei să-ți faci o promovare pe Facebook, de exemplu, ai plătit. Dacă vrei să-ți faci o promovare pe YouTube, ai plătit. Dacă vrei o promovare pe Instagram, ai plătit și așa mai departe. Dar vii la one-to-one și nu trebuie să plătești. E perfect. De aceea existați voi și, nu știu, Radio Târgu Mureș și multe televiziuni care ne primesc cu brațele deschise și fără să aibă pretenții financiare. Întotdeauna am adus aici oameni care au ceva de spus, au făcut lucruri interesante în domeniul lor, așa că îi primim cu brațele deschise întotdeauna pe toți cei care fac lucrurile să se învârtă. Revenim un pic la ce înseamnă folclor și la ce înseamnă autenticitate. Unde îți faci costumele? Pentru că vorbeam mai devreme de costume de câmpie, de Mureș superior, inferior și așa mai departe. Da. Să știi că pe marea majoritate a costumelor le-am primit, le-am căpătat. Moștenit? Bunică, străbunică? Nu, să știi că nu. Din păcate, chiar nu am avut. Ceea ce am de la bunică, pardon, am un... Liber, noi, la noi așa îi zice, da, Liber, da, ilic, da. Nu știu cum să-l numesc ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc. Am un ilic de când era mama mea micuță și l-a cus bunica și ăla mi-a rămas amintire. Marea majoritate le am, cum spuneam, primite, căpătate de pe la bătrânele satului. Foarte, foarte multe și mă laud și mă mândresc cu faptul că am în jur de 10 costume care au peste 100 de ani. Wow. Asta e lucru mare pentru mine. O parte din ele le-am și pus la muzeul meu. Le-am expus ca să nu le mai distrug ducându-le la evenimente, că na, vrei, nu vrei, trebuie curățate, spălate și am decis că e mai bine să le păstrez în loc să le dai sfânt. Și tu mai departe, da, în da, bună da, regulă. Să rămână în patrimoniu familiei. Dar să știi că am avut și bucuria de a găsi o femeie care face costume populare chiar din zona noastră, de la Gheja. Da, e o femeie... Să te întreb cât costă un costum? Da, sigur. Se poate ajunge la 1500 de lei un costum nou. Dar depinde. Nu e o sumă extraordinar de mare. Sunt și costume care ajung poate la 2000, 2500, 3000 de lei. Normal că depinde foarte mult unde te duci să ți se facă. Eu ți-am spus, sunt o norocoasă că o am pe tanti Mariana de acolo, de la noi, de la Gheja, care face și cu o sumă mică tot ceea ce ține de costumul popular. Vă poale, păsturi, exact, e și așa mai departe. Și atunci nu ajung la o sumă colosală. Dar sunt, să știi, sunt și costume care sunt foarte, foarte scumpe.
Eu am găsit, spre exemplu, foarte multe i vechi pe care le-am luat, îți spun sincer, chilipir. Poate cu 100 de lei. Și vechime de peste 100 de ani. M-ai poate înțeles? Că cei care le vindeau nu știau de valoare. Nu erau conștienți de ce au în mână. Da, da. Am avut ocazia de a merge la un moment dat în Maramureș și am întâlnit pe drum o bătrânică și avea costume populare și mi-am achiziționat de la ea. Bineînțeles că am pus ceva peste, pentru că le știam valoarea, am înțeles. Da. Ai fost fair play cu bunicuța. Nu i-am dat oricum cât ar fi meritat respectivele cămăși, chiar nu. Știu că ai fost la Tezaur Folcloric. Da. Cum se ajunge la Tezaur? Era așa o vorbă că ești artist de muzică populară când ajungi la Marioara Murărescu. Până atunci încă trebuie să mai exersezi. Da, așa era gândirea, ai dreptate. Așa era gândirea. Cum este acum privit acest eveniment, această serie de concerte, de apariții în emisiunea deja legendară a TVR-ului. Da, pentru mine a fost clar un lucru wow să apar în emisiunea Tezaur Folcloric. Am participat la ediția aniversară, s-au împlinit 40 de ani de Tezaur Folcloric și au ales să facă la noi în Târgu Mureș această ediție aniversară și am ajuns invitată, să zic. Am închegat un grup de tineri mureșeni, nu eu personal, nu eu am fost cu inițiativa, Andrei Romanică și Cristian Țăran au fost cei care s-au ocupat de a închega acest grupuleț, să zic. Cred că 14 am fost, nici n-aș vrea să-ți spun o informație greșită. 7 fete și 7 băieți. Și m-am numărat și eu printre ei. Și a fost ceva unic. A fost ceva special. Chiar vorbeam cu toții și n-am fost doar eu de părerea asta. A fost o emoție pe care n-am simțit-o niciodată în viață. O emoție unică. Îți spun cu mâna pe suflet, Ovidiu, e ceva deosebit să fii acolo. Chiar dacă știi că n-ai fost, știu eu, la București, da? Ai fost pe scena Palatului Culturii, de la noi din Târgu Mureș. Și sub egida Tezaurului, care exact. Poate fi oriunde în țară. Până dar acolo. Atât de frumos au făcut buchetul ăsta de oameni prezenți. Atât de frumos au înfrumusețat scena, atât de frumos a cântat orchestra. Care orchestra? Orchestra noastră, a ansamblului Profesionism Mureșul, condusă de Zoli Bambota. Deci, iată că am avut amprenta locală într-un eveniment național. Da, și nu e lucru puțin, să știi. Și toți mureșenii ar trebui să se mândrească cu acest lucru. Și cu noi, și cu tot ceea ce s-a întâmplat la Târgu Mureș. Și să știi că am rămas așa cu promisiunea că nu se vor opri aici și vor mai reveni la noi, așa că... Eu când aud de Tezaur, întotdeauna mi-aduc aminte de generic, Doamna cu calul. Și de coloana sonoră a regretatului Dumitru Fărcaș. Unică piesă, într-adevăr. Așa este, da. Iată că vorbim de folclor, vorbim de imagine, am vorbit și de costume. N-avem cum să nu vorbim despre voce. Cum îți îngrijești vocea? Ce tabieturi ai când vine vorba de instrumentul la care cânti până la urmă? Că ești vocalist. Da. Am urmat Școala Populară de Arte la clasa doamnei Dorina Uprea, aici, în Târgu Mureș. Acolo am învățat oarecum să deprind tainele cântatului corect, pentru că, știi cum e, ai un diamant. Dar dacă nu ești șlefuit... Dacă nu ești șlefuit așa cum trebuie, nu va fi tare bine, știi? Și la Școala Populară de Arte am învățat să-mi folosesc vocea corect și automat...
învățămintele astea le-am luat cu mine pe mai departe. Am grijă, nu știu, am grijă să nu beau rece, am grijă să nu mănânc înghețată. Eu sunt din asta ce mănânc înghețată iarna, știi? Pentru că... Știm și de ce. am grijă mare de voce. Și da, fac vocalize înainte de evenimente pentru încălzirea vocii. O voce neîncălzită obosește nu va aduce... Și obosește, dar cu nu timpul... Nu are capacitatea. Da, și cu timpul va scârți grav. Și se va strica tot ceea ce există acolo, înțelegi? Și trebuie făcută încălzire ouă înainte. Crude, consum? Sau... Să știi că mi s-a întâmplat o singură dată în viață am făcut treaba asta. Aveam spectacol tot așa din 1 decembrie. Doamne, nu mai mi-amintesc. Tot așa o piesă foarte grea aveam de cântat și mi-aduc aminte atunci cu o colegă din liceu. Hai că am o acasă și vină la mine. Am făcut liceul la Luduș. Și zice, hai la mine și îți dau. Nu vrei să știi cât a durat până l-am înghițit, dar am cântat impecabil. A fost prima și ultima dată când am băut un nou ca să-mi duc la îndeplinire. Și s-a întâmplat să îți cârție vocea pe aici, pe acolo, de la, să zicem, aerul condiționat, să simți că nu ești în elementul tău? Da, au fost cazuri, de la aerul condiționat, care ne dă bătăi de cap. Da, știm cum e. Știu eu, poate nu e un sunet bun la sală și chinui vocea și poate de multe ori zbier și atunci automat obosește glasul și nu mai dai randamentul pe care îl dai de obicei. Sunt mulți factori care poate te mai dai așa cu stângul în dreptul, știi? Dar vreau să cred că am grijă de voce și mă descurc destul de bine. Se spune că cine nu-și cunoaște trecutul, nu-și merită viitorul. Poate te-ai gândit și tu la această zicală atunci când te-ai hotărât să faci un muzeu. Cum ți-a venit ideea? Ideea aceasta o aveam în minte de vreo 2 ani jumătate, cred. Părinții mei la țară, clar, ca orice oameni gospodari, au avut de toate prin prejurul curții și în locul în care au crescut văcuțele noastre și de unde primeam sursa de lapte, acolo am decis să dăm viață unui muzeu, unei camere muzeu, pentru că na, e poate un pic mult spus muzeu, e o cameră căreia i-am dat viață și foarte bucuroasă că am avut inițiativa asta. Am avut clar sprijinul părinților. Înainte acolo era depozitul de jucării al Mariei, al fetiței mele și am zis ok, asta trebuie să ia sfârșit și ați înlocuit plușurile jucărilor. Hai să le dăm afară, le găsim un alt locșor și aici facem o filă de poveste, o filă de istorie. Această filă de poveste cam câte elemente conține? Foarte multe. Am încercat să nu împodobesc camera cu foarte multe lucruri, pentru că știi și tu, dacă prea multe puse, pare deja, nu știu, e și strident la ochi, e și obositor să privești atâtea lucruri. Eu zic că ne-am descurcat bine și am amenajat camera cu simț și cu bun gust. Are foarte multe elemente, de la costume populare vechi, exact cum îți spuneam, de peste 100 de ani, strujac cu paie, cu perne, exact cum erau acele funduri de perne făcute cu sute de mâinile femeilor dibace. Spune-le celor care ne privesc și poate nu știu ce înseamnă cuvântul strujac. Patul cu paie. Așa. Pe acelea dormeau oamenii mai de mult. Saltelele dormeau mai de mult. Da. Așa le spuneam celor care vin în vizită la muzeu, zic că și aceasta e tot cu memorie, dacă te așezi pe un pai din... Da. Îi ții minte. Da. Canapeiul, lada de zestre, în care, bineînțeles, se află zestre, ce altceva, foarte multe lucruri primite, lipideie, ștergare, farfurii pictate manual de cei care făceau aceste lucruri, mașină de cusut
veche, sobiță veche, lampă, lămpaș și lampă și lămpaș am, icoane foarte vechi pictate pe sticlă, am o icoană de peste 120 de ani pictată pe sticlă, ticlăzău, care se pune, călcat. Care se punea pe sobă, exact, în interior exact. Avea niște cărămidă. Da. Da. Pentru ca mai apoi temperatura degajată de cărămidă să poată face călcarea posibilă, călcarea hainelor. Foarte multe lucruri. Încă am o grămadă de lucrușoare primite pe care nu am avut posibilitate să le pun acolo în muzeu și tocmai de asta am decis ca anul viitor șura noastră să o facem și pe ea tot muzeu. Și o voi face așa în stil șezătoare. Acolo voi depozita și războiul, pentru că am și război. Hei, mi-ai luat vorba din gură. Multe elemente din cele pe care le ai în muzeu sunt țesute la război. Da. Iată că și ai război, dar ai țesut la război? N-am țesut, dar știu și mi-aduc aminte că eram copil mic și mama țesea la război. Aveam într-una din camere pus războiul, mi-amintesc că ocupa aproape jumătate de cameră, dar o priveam pe mama, mi-aduc aminte. Eram micuță, nu știu, 4-5 ani. Foarte distractiv să te uiți la... Da, chiar era distractiv când o vedeam cum bagă sub veica și era imposibil. Trage spata. Doamne, dar cum iasă modelul? Cum ajunge modelul ăsta atât de frumos să se... Na, pentru mine era o dilemă totală. Dar da, am avut și război în casă. Mai apoi mama l-a făcut nevăzut, dar am făcut rost de la cineva din sat de un război mare și frumos și abia aștept să-l pun acolo în șură și să fac șezătoarea. Știu că și războaiele de țesut erau pe dimensiuni diferite, erau sigur, și mari. Și mari și mai micuțe, sigur. Deci da, după... da. Da. Necesități. Da. Am văzut pe parcursul acestei ediții un clip, a rulat, rulează beată și în aceste momente, clipul piesei pe care l-ai făcut cu mama ta. Ai vrut ca prin această piesă să ai așa o moștenire cât se poate de vie când vine vorba de cel mai important mentor al tău? Ai vrut să-l incluzi în moștenirea pieselor tale? Fără dar și pe poate. Acest mentor? Fără dar și poate. Visez la acest moment de mulți, de mulți, de mulți ani. Încă de la începuturile mele am văzut, am vizionat așa cu ochii minții. Iată și pe mama cântec. Ta în imagini. Da, acest cântec mi l-am dorit foarte, foarte mult. Și așa a rânduit Dumnezeu ca doar anul acesta să ducem la bun sfârșit, sau să-mi duc eu visul ăsta la bun sfârșit. Mama niciodată n-a fost așa cu ieșitul, cu... deși noi mai avem împreună imprimate pricesne. Am imprimat și la Radio Târgu Mureș, am imprimat și la București. La un moment dat am fost la o bisericuță acolo la cineva la București și ne-a dus, le-a plăcut atât de mult de noi și au zis: am studio acasă, veniți și înregistrați câteva pricesne ca să rămâneți aici la noi, cu noi la București, să vă ascultăm ori de câte ori ni se face dor de voi, de ardelence. Deci am piese făcute cu mama, dar aceasta e o piesă de suflet, e o piesă prin care, nu știu, ne exprimăm emoția noastră, iubirea pentru cântecul popular, și am vrut neapărat, având în vedere că mama s-a oprit din drumul ei, am vrut neapărat să simtă bucuria asta pentru ea. Și acum câte vizualizări avem? Da, o mai zici cineva ceva? Da, ce zici? Place la nebunie, știi, când mă întreabă așa, dar cum e, dar ce, dar ce zic oamenii, oare le place, oare... A fost extraordinar de emoționată, să știi, făcând acest proiect împreună cu ea. S-au vărsat foarte multe, foarte multe lacrimi, și în momentul în care aveam doar textul și noi plângeam... Ce să mai, ți-am zis că sunt o plângăcioasă, cu cine să semăn, cu mama, tot așa. Mai apoi s-a împletit frumos și cu linia melodică pe care ne-a făcut-o Alex Hatfa și uite așa a prins viață proiectul nostru, care
zic eu că a ajuns la sufletul multor oameni, cel puțin din ceea ce mi se spune. Și bine ai făcut, căci, iată, trebuie să ne bucurăm de cei dragi până îi mai avem, exact. Că vin vremuri când nu o să-i mai avem și poate o să regretăm că n-am făcut anumite lucruri. Da, eu mai am un cântec. Eu mai am un cântec, cântec pentru părinți se numește, și acolo l-am și pe tata în videoclip. E o piesă cântată doar de mine, fără mama, dar i-am pe ambii părinți. Și iată că i-a inclus pe amândoi, da, așa, într-un tezaur personal. Da. Și vor rămâne mereu vii, așa, prin imaginile astea, știi? Chiar dacă la un moment dat viața ne va aduce și sfârșitul, dar vor rămâne aceste frumoase imagini. Cum a fost anul 2022? Zic fost pentru că în mare parte când vine vorba de evenimente s-a cam terminat. Da, aproape. În această notă am vorbit la trecut de 2022. Cum a fost pentru tine? A fost un an frumos. Greu, pentru că cu multe recuperări, da, nu? Am după avut de recuperat 2 ani de zile și bineînțeles că s-au acumulat foarte, foarte multe evenimente. Deci da, am cântat în fiecare weekend, câte 2, câte 3 evenimente, în funcție de... Vinerea a devenit o zi de nuntit anul ăsta. Da, da. Ce să facem? Pur și simplu așa ne-au îndemnat vremurile, că până la urmă despre asta e vorba. A fost un an frumos, a fost un an cu multe realizări, cu împliniri, cu proiecte frumoase pe care am reușit să le duc la bun sfârșit și încă nu s-au terminat, pentru că suntem doar în noiembrie. Deci mai am de adus în fața oamenilor câteva proiecte. Vin colindele și avem pregătite deja câteva proiecte. Da, a fost un an pentru mine, din toate punctele de vedere, foarte, foarte împlinit. Și satisfacția asta de a cânta pentru mine e... Nu știu, e o bucurie imensă să pot să fiu în mijlocul oamenilor. Și orice, nu știu, orice tristețe, orice durere, orice necaz le las la o parte în momentul în care sunt în fața oamenilor și în momentul în care cânt. Ce se întrevede pentru anul viitor în programul și cariera ta? Deja agenda e aproape plină, deci clar voi avea din nou foarte multe evenimente private de cântat, dar normal. Visez la câteva proiecte noi, câteva cântece noi. Albumul? Vai, Doamne ajută! Atât de tare îmi doresc albumul ăsta, de ani de zile aspir la el. Tot așa, albumul se învârte în jurul banului. Am nevoie de sponsori. Sponsori cât de mulți, pentru că tot ceea ce înseamnă un compact disc... înseamnă foarte multă investiție. E o investiție uriașă pentru mine și pun acolo bănuți pe bănuți, dar vezi cum e, că fără puțin ajutor cam scârție treaba. Dar va veni cu siguranță Ovidiu, nu se termină treaba. N-au intrat zilele muncesc, în sac, nu? Da, n-au intrat zilele în sac, muncesc la treaba asta și să știi că mereu am fost și sunt și voi fi pe principiu toate la timpul lor. Le rânduiește Dumnezeu pe toate atunci când le vine momentul, știi? De multe ori poate noi, dă Doamne de aminte, n-aș, nu se poate. Toate au momentul lor și timpul lor în viață, doar că trebuie să fim răbdători. Da, și cu răbdarea treci marea, nu? Puntea și marea. Moni, pe final aș vrea să ne spui în versuri oarecum viața ta. Așa că ai la dispoziție 3 versuri, 3 titluri de piese sau 3 strofe din refrene cunoscute din folclor care să te reprezinte perfect. Nu doar din repertoriul tău, din repertoriul oricui. Hai, 3 să fie. 4. 4. Chiar câteva versuri dintr-unul din cântecele mele. Cât am dar din rai picat, noi lăsa om supărat și mă cunoaște oricine după glas și după nume. Ăsta ar fi unul, nu? Da. Hai să vedem.
Mai. Of, trebuie să mă gândesc. Când mă uit la tine, lume, așa inima îmi spune că și eu am steaua mea. Vezi, deja m-am emoționat numai când mă gândesc la... Emoție bună. Dar nu constructivă, uite, de data asta. M-am emoționat. Te-am văzut acolo cu butoanele și m-am emoționat. Atunci hai să mai fie încă una. Ia să mă gândesc. Ai, e greu, e foarte greu. E foarte greu. Dar ca să nu mă mai gândesc la cântecele mele, o să spun așa simplu. Hai. Niciodată, dar niciodată, să nu renunți la visul tău. Oricât de spinos ar fi drumul pe care mergi, să-l continui așa cu fruntea sus, cu privirea înainte și să nu spui nu mai pot. Pentru că atunci când spui nu mai pot, cu siguranță mai poți încă un pic. Deci niciodată să nu renunți. Că e cât se poate de în defavoarea ta să gândești negativ. Da. Întotdeauna da. Gândirea pozitivă ajută. Aduce beneficii, cu siguranță. Cea negativă să o lăsăm în spate. Cele rele să se speră, da, cum spune. Da. Moni, cred că îți pot lansa invitația încă de pe acum, când îți vei lansa albumul, să treci pe la noi, să vorbim mare despre drag. Ce conține el sau ce va conține el și cu siguranță vei mai avea noutăți până la momentul respectiv, dar eu îmi doresc să fie cât mai repede acel moment ca să treci din nou pragul acestui studio. Și eu îmi doresc, să știi, să fie cât mai repede cu putință, dar așa cum spuneam, cu siguranță se va întâmpla la momentul potrivit. Eu sunt o fire răbdătoare și mai am răbdare un pic. Poate voi găsi oameni inimoși, oameni care să dorească să mă ajute din punct de vedere financiar, dar nu numai financiar, și moral, de ce nu, să știi că de multe ori... Susținerea chiar contează. Da, contează foarte mult. Bineînțeles că i-am pe cei apropiați, familia mea, care mă susține necondiționat, fără discuție, dar e binevenit orice ajutor și din afară. Moni, să ai spor, final de an mai liniștit sau așa cum ți dorești sau așa cum trebuie să fie și un 2023 cât mai plin, pentru că satisfacția unui artist este prestația în fața publicului și îți doresc cât mai multe, atât la evenimente private cât și pe scene și anumite festivaluri și sper să ne și intersectăm la anumite Doamne evenimente. Doamne ajută să ne și intersectăm. Îți mulțumesc cu tot sufletul pentru invitația făcută Ovidiu. A fost o mare bucurie și plăcere să îți fiu alături în emisiune și apreciez că plăcerea te-ai gândit a fost la mine. Și viceversa. Mă bucur din suflet. Să dea Domnul să avem cu toții un 2023 cât mai prosper, cât mai bun, plin de sănătate și că e mai bună decât toate, da. De pace, că de asta avem mare, mare nevoie. Și bineînțeles, fără sănătate nu putem face absolut nimic. Nimic. Moni, mulțumesc încă o dată, spor în toate și să ne vedem cu bine. Doamne ajută, îți mulțumesc. Cu mare drag. Am stat de vorbă cu Monica Pârlea, interpret de muzică populară și suntem încă live pe One to One și Ovidiu Mita, iar acest material cu Monica va ajunge și pe canalul nostru de YouTube One to One și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Deocamdată atât. Până data viitoare, spor în toate, numai bine!